Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului cu bucurie. Veniți cu veselie înaintea Lui. Să știți că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, ai Lui suntem. Noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. Intrați cu laude pe porțile Lui. Intrați cu cântări în curțile Lui. Lăudați-L și binecuvântați-I numele. Căci Domnul este bun, bunătatea Lui ține în veci, și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Cu ajutorul Lui Dumnezeu și în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vom deschide serviciul solemn din această seară și cu toții vom da laudă Lui Dumnezeu prin cântarea numărul 9. Mare ești Tu, Doamne! Prezența lui Dumnezeu în mijlocul nostru printr-o rugăciune. Cine are loc și posibilitate pentru rugăciune, vom pleca genunchii. Tată bun din ceruri, în această seară, la acest început de sabat, venim să ne închinăm și să-ți mulțumim pentru că ai fost cu noi, ne-ai condus pașii noștri zi de zi și am putut ca să ajungem în acest început de sabat în casa de rugăciune unde este prezența ta. Te rugăm să coburi cu puterea Duhului Sfânt în fiecare inimă și să ne curățești de orice vină a păcatelor noastre și să ne îndrepți în mintea și gândurile noastre către Tine și cuvântul Tău. Amen. Te rugăm să binecuvântezi vorbitorul din această seară și să-i dorești putere în cuvânt și Duhul Tău să fie asupra Lui ca să ne vorbească inimile noastre și noi să primim cuvântul Tău, să-L trăim în viața de zi cu zi, să spunem celor din jurul nostru și încă mult să poată veni la Tine să iau o decizie de a trece de partea Ta. Rămâi în viețile noastre cu puterea Duhului Sfânt și ne călăuzește după voia Ta, că și te rugăm cu credință în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Psalmii 89. Voi cânta totdeauna îndurările Domnului. Voi spune din neam în neam cu gura mea credincioșia Ta. Căci zic, îndurarea are temelii veșnice, tare ca cerurile este credincioșia Ta. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este puternic ca Tine, Doamne,
și credincioșia ta te înconjoară. Tu îmblânzești mândria mării când se ridică valurile ei, tu le potolești. Tu ai zdrobit Egiptul ca pe un hoit, ai risipit pe vrăjmașii tăi prin puterea brațului tău. Ale tale sunt cerurile și pământul, tu ai întemeiat lumea și tot ce cuprinde ea. Tu ai făcut miază noaptea și miază ziua, Taborul și Hermonul se bucură de numele tău. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înalțată. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feții tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiții, care umblă în lumina feții tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreptatea ta, căci tu ești fala puterii lui și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră. Căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Amin. Dragi frați, surori, dragi oaspeți, vă salutăm cu harul și pacea Domnului Iisus. Bun venit la închinare, la acest început de sabat. Când natura strigă, s-a terminat o zi. Poporul lui Dumnezeu spune, s-a încheiat o săptămână de alergare. Și în fața noastră este ziua de odihnă, închinată Domnului Dumnezeului nostru. Noi putem să spunem, să declarăm, căci 6 zile Domnul a făcut cerul, pământul, iar în ziua 7-a Dumnezeu s-a odihnit. Vă invit ca să cântăm la început pentru proslăvirea lui Dumnezeu, că El este Creatorul nostru, cântarea 602, Bine ai venit, sabat divin. Numai nu ziceți că nu știți. 602. Bine ai venit, sabat divin, tu ești stindardul meu, cu trup și suflet mă închin astăzi lui Dumnezeu. 602. Dacă pianistul o cunoaște, atunci o știm și noi. Bine ai venit, sabat divin, tu ești stindardul meu, cu trup și suflet mă închin astăzi lui Dumnezeu. O știți așa? Da, văd că unii dau din cap, că știu. Bun, învățați după mine atunci. Dacă îmi dai primele acorduri. Cântare scurtă și foarte de suflet. Textul pe care l-am citit din Psalmul 89 spune, Doamne, Tu ai făcut miază noaptea, miază ziua, Taborul și Hermonul se bucură de numele Tău. Cele mai înalte vârfuri din Israel, Taborul și Hermonul. Înălțimile acestea transmit un mesaj de ce este mai înalt în această lume. Nivelurile cele mai înalte și nivelurile cele mai de jos transmit slava lui Dumnezeu.
De aceea și oamenii se unesc împreună cu poporul care cunoaște sunetul trâmbiței. În vechime, sunetul trâmbiței aduna poporul pentru sărbătoare. Și cumva ziua de sabat tot este începută cu sunet de trâmbiți. Cine a fost în Israel și astăzi știu că înainte de începerea sabatului se dă sirena. Iar în vechime se suna din trâmbiță. Trâmbița cheamă poporul la închinare, cheamă poporul la rugăciune, la recunoaștere, căci Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Aș vrea să citesc Exod, capitolul 20. Cunoașteți ce este scris în Exodul, capitolul 20, începând cu textul 8 în continuare. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua 7 este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Porunca 4-a ne spune că în 6 zile a făcut Domnul cerul și pământul. Iar noi astăzi ne aducem aminte că Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Vă invit ca să cântăm cântarea 606. Rămâi cu noi, e ziua de sfârșite. Aceasta sigur că se cunoaște, nu? O cunosc toți. 606. Rămâi cu noi, e ziua pe sfârșite și noaptea grea curând se va lăsa. Ziua pe sfârșit, noaptea grea curând se va lăsa. Vor fi dureri pe drumuri pustii. Thank you.
De fiecare dată când venim la închinare, deseori suntem concentrați pe ce s-a mai întâmplat încă în trecut. Gândurile noastre cumva rămân în urma efectului venirii noastre. Și apoi mai târziu, când se consumă evenimentele, începem să le analizăm. Și noi toți suntem de felul acesta care gândim așa. După ce a trecut evenimentul, începem să ne gândim, a fost bine, a fost rău, noi am fost corecți sau nu, am răspuns calm sau din contră, am fost impulsivi și apoi mai târziu ne dăm seama că n-am făcut bine. Așa e? Nu la toți. De ce oare se întâmplă că după ce evenimentele se consumă, noi începem să le analizăm? Oare nu avem timp și mintea noastră nu are capacitate ca la moment să ne bucurăm de anumite evenimente? După ce trece viața, după ce trec zilele frumoase, zicem, am fost noi fericiți, dar n-am știut. Și noi nu ne-am bucurat la zi, la timp, de evenimentele vieții pe care Dumnezeu ne le-a pus în față. Și apoi, după ce trece timpul și lucrurile se schimbă mai în rău, atunci înțelegem că a fost bine. Fiecare zi de sabat este o gustare a cerului, a împărăției lui Dumnezeu. Fiecare zi de sabat este o teleportare în împărăția lui Dumnezeu, ca aici și acum să gustăm și să vedem cât de bun este Dumnezeu. Cum s-a purtat cu noi în săptămâna aceasta? Cum ne-a dat cele necesare pentru viață? Hrană, îmbrăcăminte, ne-a ferit de rele, de moarte, de boală și de multele de care nici nu știm. Aș vrea în seara aceasta să privim asupra Sfintei Scripturi și să descoperim felul cum Dumnezeu răspunde la anumite rugăciuni aici și acum și la altele rugăciuni nu va răspunde nici în viața aceasta și nici în veșnicie. Oare la care rugăciuni Dumnezeu zice da, sigur, fără nicio îndoială și la care rugăciuni zice așteaptă o secundă de a mea, adică o veșnicie de a noastră? Care rugăciuni sunt ascultate și bine primite înaintea lui Dumnezeu? Le ascultă cu plăcere și El este gata ca să răspună imediat. Și nici cuvântul nu s-a înălțat, iar răspunsul este dat și primit. Vă invit ca să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Matei, capitolul 8. Până în capitolul 8 este descris de evanghelist predica de pe munte. În această predică de pe munte, Iisus așează baza împărăției sale pe acest pământ. Cum trebuie să fie credincioșii? Ei trebuie să fie fericiți atunci când plâng, trebuie să fie fericiți atunci când sunt flămânzi și însetați după neprihănire, trebuie să se bucure și să se veselească când sunt vorbiți de rău, când sunt înjosiți, pentru că așa s-a întâmplat și cu prorocii înainte de ei. Ei trebuie să fie lumină, ei trebuie să fie sare. Și apoi, după ce Iisus își termină cuvântarea, spune pilda, casa zidită pe stâncă. Cine aude și împlinește cuvântul, este ca o casă care a fost zidită pe stâncă. Capitolul 8. Iisus se coboară de pe munte. Odată ce a transmis mesajul, Iisus intră în acțiune. Textul 1. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după El. Și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. După ce Iisus a vorbit destul de mult timp ucenicilor și noroadelor care l-a ascultat pe munte, se pare că locul acesta coboară cerul și muntele fericirii, predica care a fost dată de Iisus, a fost cumva o legătură dintre pământesc și omenesc. A fost o oază de răcoare pentru sufletele care erau însetate după împărăția lui Dumnezeu. Și în momentul acela s-ar fi căzut ca fiecare credincios să zică, Doamne, cât de bine este să stai aici, să asculți cuvintele veșnice, cuvintele vieții pe care Dumnezeu ni le dă.
Dar după ce Iisus transmite mesajul, se coboară de pe munte. Iar primul mesaj, prima întâlnire cu omul care este mai jos decât muntele acesta, este leprosul. Și Evanghelia descrie istoria aceasta a întâlnirii lui Iisus după ce se coboară de pe muntele fericirii, de pe muntele unde cerul s-a revărsat pe pământ ca o ploaie. În seara aceasta, când venim în drum spre biserică, am văzut de departe niște nori care se pare că erau o cascadă și curgea din ei. Nu știu dacă dumneavoastră ați văzut așa în partea asta spre Albina, poate cei de pe deal ați văzut. Curgeau, apa se vedea cum apa curge jos. De sus se vede o frumusețe. Când cerul se pare că coboară, curge ca o cascadă pe pământ. Și n-ai dori niciodată să pleci. Lucrul acesta se întâmplă și în timpul schimbării la față. Când ei au fost cu Iisus pe munte, au privit slava cerului, au gustat din această atmosferă cerească, ce au zis ei? Rămânem aici și nu ne coborâm. Dar în moment ce se coboară prima imagine după fericirea pe care au avut-o să stea în atmosfera dumnezeiască, care a fost prima imagine? Băiatul care este posedat de un demon, care îl trântea, care făcea să se zbată, să scoată spumă și să scoată niște sunete ciudate. Din atmosfera cerului se coboară pe pământ, iar pământul acesta este plin de necazuri, de suferință, de durere. Exact la fel se întâmplă după muntele fericirii, coboară jos și în fața lor iese un lepros. Nu știu dacă este intenționat scrisă și intenționat Iisus a căutat să se întâmple această istorie, dar vreau să subliniez pentru mine, într-un mod special, că omul acesta, lepros care vine în fața lui Iisus, este un mesaj al omenirii care are nevoie de cel care ne-a predicat să ne vindece și să ne transmită un mesaj de pace, un mesaj de împăcare. Ce este lepra? Poate astăzi noi nu avem ocazie ca să vedem oameni bolnavi de lepră, iar în țara noastră nu știu dacă se înregistrează cazuri. Totuși în lume sunt peste 200.000 de cazuri de lepră din întreaga lume. Cele mai multe cazuri sunt înregistrate în țările Africii, Asia, adică inclusiv India, China și Brazilia. După toate aceste date, se înțelege faptul că în zonele mai călduroase, mai înfocate de climă, tocmai acolo se dezvoltă această boală. Lepra aceasta este o boală infecțioasă care este provocată de bacteria Mycobacterium leprae. Așa i-au dat învățații denumirea. Este caracterizată prin leziuni serioase și desfigurante la nivelul pielii. Adică pielea își schimbă forma, culoarea și omul devine de nerecunoscut și poate deseori arată ca monștri oamenii aceștia care sunt desfigurați de lepră. Nervii periferici, și anume brațele, picioarele, ochii, țesutul subțire care căptușește interiorul nasului, toate acestea sunt ca și cum mâncate de aceste bacterii și omul își schimonosește fața. Ce este cel mai desprevită. Deși multă lume ar putea crede că lepra este total vindecabilă, totuși omenirea încă se luptă cu această lepră. Care sunt simptomele leprii? În primul rând este desfigurarea ființei umane. Îi schimbă chipul și înfățișarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Cum a fost creat omul? După chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Iar lepra are capacitatea să, ce să facă? Să schimonosească chipul lui Dumnezeu. Căderea părului, în mod special sprâncenele și genea, slăbiciune musculară, afectare permanentă a nervilor braților și a picioarelor, incapacitatea de a folosi mâinile sau picioarele, congestie nazală cronică, sângerări nazale, irită și inflamează irisul ochiului, glaucomă, orbire și insuficiență renală. Adică are influență nu numai în exterior, ci și organele interne. Acum gândiți-vă că omul acesta este în această suferință pe care în timpul lui nu era nicio speranță.
ce doar știa din copilărie și din tinerețe că la sinagogi se vorbea despre unicul om care a fost vindecat, și anume Naaman sirianul. Dar vreau să vă întreb, înainte ca să se concentreze omul pe această istorie a lui Naaman sirianul, dar gândiți-vă, numai logic, nu scrie nicăieri, n-am nicio dovezi, nici pentru, dar nici dumneavoastră contra. Spuneți, vă rog, cu câtă mândrie s-a predicat în sinagogile evreilor despre vindecarea lui Naaman sirianul? Gândiți-vă. Cu câtă plăcere, bucurie și deschidere se predica în sinagogi despre predicarea unui străin păgân. Mai rar, poate. Nu scrie. Dar ne facem concluzia, pentru că Iisus, când a zis cuvântul, erau multe văduve în Israel, dar Ilie n-a fost trimisă la niciuna. Erau mulți leproși în Israel, dar niciunul n-a fost vindecat, în afară de Naaman sirianul. Și acum lucrul acesta a stârnit o repulsie față de aceste cuvinte, încât au căutat pe Iisus să-L omoare din cauza acestor cuvinte. De ce? Pentru că aduce pe niște străini ca exemplu de o credință autentică. Place lucrul acesta unui evreu care se consideră urmașii lui Avraam, oameni deosebiți, unici, oameni speciali? Nu. Prin urmare, concluzia mea este că nu prea se predica despre vindecarea lui Naaman sirianul și despre ospitalitatea văduvii din Sarepta. De ce? Pentru că era o rușine pentru ei. Să vă dau un exemplu. Noi am predicat despre ospitalitatea fraților baptiști. În fiecare sâmbătă, și zicem, frați, știți cât e de bine la ei, ei cântă așa frumos. Ei sunt foarte sociabili, sunt foarte primitori de oaspeți. Dacă mergi la ei în biserică, toți te salută. Ne-ar plăcea în fiecare sâmbătă să auzim. V-ar cam deranja. Deci, da ce, numai pe ei aduci ca exemplu, da? Sau alte confesiuni religioase să-i lăudăm pentru credința lor. Deci, apoi da, da, nu ținem legea, noi ținem legea, da? Nu, ne-ar deranja. Și acum gândiți-vă că istoria aceasta, unică în Biblie, când un lepros este vindecat de lepră și acela este străin, nu este o istorie prea cunoscută, povestită. Prin urmare, un om al Noului Testament, adică până la Iisus, de unde să ia el informație pentru ca credința lui să se bizuiască în Dumnezeu care poate vindeca lepra, dacă istoria aceasta nu prea este predicată? Doar cazul lui Moise, că a băgat mâna în sân și a scos-o, dar este caz unic. Dar ca să-ți dai ție o speranță, care ești bolnav de lepră, că Dumnezeu poate să vindece, ai în afară de acestea? Nu prea. Vedeți, noi când ajungem să avem nevoie de puterea lui Dumnezeu, de vindecarea lui, totdeauna ne bizuim pe ce? Pe alte minuni pe care Iisus le-a făcut în trecut. Și ce zicem noi în rugăciunea noastră? Doamne, dacă ai vindecat pe omul cu mâna uscată, dacă Tu ai înviat pe fiul văduvii, dacă Tu ai înviat pe Lazar, eu cred că Tu ai putere să mă vindeci pe mine. De unde luăm argumentul și care este concluzia pentru această credință a mea? Tu ai putere să mă vindeci pe mine. De unde? Privind în trecut. Acum spuneți, vă rog, leprosul acesta, pe ce se bizuie el că Iisus îl va vindeca? Pentru că din cuvintele lui reiese o îndoială foarte mare. Să citim mai departe textul. De fapt, textul 2. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Ce trădează cuvintele acestea? El nu are îndoială că Iisus nu poate, ci are îndoială că Iisus poate să nu vrea. Aș vrea să facem comparație cu altă istorie scrisă în Marcu 9 cu 22 și 23. Marcu 9, 22, 23. Iisus a întrebat pe tatălui câtă vreme este de când îi vine așa. Din copilărie a răspuns el. Este istoria pe care v-am povestit-o mai înainte, după schimbarea la față. Și într-un caz și în altul, Iisus coboară cu ucenicii de pe munte. Acum întreabă de când este omul acesta bolnav, din copilărie.
Acum fiți atenți. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Ce asemănare și ce deosebire este între acești doi oameni? Tatăl băiatului bolnav și leprosul. Ce zice leprosul? Dacă vrei, poți să mă curățești. Ce zice tatăl? Dacă poți, ce zice el? Fă ceva și ajută-ne. Care este diferența dintre cele două declarații, ale leprosului și ale tatălui? Doamne, dacă poți, și a doua, Doamne, dacă vrei. Vreau să vă întreb, rugăciunile noastre cu ale cui seamănă mai mult? Cu ale leprosului sau cu ale tatălui, a cărui copil este bolnav? Doamne, dacă poți, ajută-mă. Doamne, dacă vrei, ajută-mă. Textul 23. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Adică la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Într-un fel, Iisus transmite un mesaj de mustrare acestui tată. Să nu mai zici dacă poți. Pentru că celui care crede, Dumnezeu poate totul. Rămâne problema în ce? Dacă vrea. Înțelegeți că noi nu avem acum îndoieli. Nu știu, poate are cineva îndoieli de puterea lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu să învie morții? Atunci în ce constă problema? Dacă vrea. Poate Dumnezeu să învindece boala cu care trăiesc toată viața? Poate? Poate. Poate Dumnezeu să convertească tot satul Ivanovca Nouă și să-l apropie de el? Poate. Dumnezeu poate să facă totul. Acum, întrebarea care stă în fața noastră este dacă El vrea lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau fi curățit. Îndată a fost curățită lepra lui. Cât de simplu, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Și textul zice, Iisus a întins mâna, s-a atins de el. Îndată a fost curățită lepra lui. Cât de simplu este? Rugăciune? Răspuns. Rugăciune? Răspuns. Vreau să vă întreb, ce i-a făcut pe oameni să se roage lung, să bolborosească cuvinte, să murmure, să se schingiuiască, să se taie, să aducă jertfe, să facă tot felul de scamatorii pentru ca să fie ascultați? Care a fost motivul? Că nu primeau răspuns la rugăciune. Cum s-au închinat preoții lui Baal pe muntele Carmel? Mult, de dimineață până aproape seara. De ce? Pentru că Dumnezeu al lor tace și nu răspunde. Când noi ne rugăm rugăciuni lungi și nimeni nu mai poate rezista la ele. Când Dumnezeu nu răspunde. Care rugăciune este scurtă? Acea la care răspunsul deja a fost și dat. Interesant este cuvântul inspirat spune că evenimentul a îndreptățit măsurile luate pe care Iisus a făcut. O mulțime de oameni puseseră de față la vindecarea leprosului și erau interesați să afle hotărârea preoților. Iisus simplu zice, da, vreau fi vindecat. Omul a fost vindecat imediat și dintr-o dată Iisus zice, să nu spui la nimeni. Du-te și te arată preotului, arată-te lui și adu-i darul care l-a rânduit Moise ca mărturie pentru ei. Adică să nu ajungă zvonul înaintea ta la ei, ci trebuie să te duci tu primul la preot să te arăți lor ca ei să vadă că tu ești perfect sănătos. Acum, ce fac mulțimile? Așteaptă să vadă care va fi reacția celorlalți, care va fi reacția conducătorilor, care va fi reacția preoților dacă Iisus l-a vindecat. La întoarcerea omului între prietenii lui, dintr-o dată s-a întâmplat o mare mișcare. Fără să țină seamă de sfatul sau porunca pe care Iisus a dat-o omului acestuia, a tăcut el.
Nu, a spus la toți, iată ce a făcut Iisus, iată cum m-a vindecat. Desigur că ar fi fost cu neputință să ascundă, însă leprosul a răspândit pretutind din această întâmplare. Socotind că numai modestia pe care Iisus o are, l-a făcut să-i zică să nu spui nimănui. Adică, ca și noi, când facem o binefacere, te rog, nu mai spune la nimeni și așa cum zicem, nu se întâmplă. Toată lumea știe despre binefacerea făcută. Așa s-a gândit și omul că face Iisus. Omul vindecat simțea că darul sănătății era foarte scump. El se bucura de putere și de faptul că fusese redat familiei și societății. Și simțea că nu era cu putință să se oprească de a da slavă medicului care îl vindecaseră. Deci, când omul are o bucurie, nu poți să-l oprești, să-i zici, taci, nu spune la nimeni, ci din contra, este o explozie de emoții în sufletul lui. Dar faptul că el trâmbița în toate părțile, lucrul acesta a făcut ca lucrarea Mântuitorului să fie împiedicată. A făcut el bine sau rău că a dat mărturie în stânga și în dreapta despre Iisus? Interesant faptul că deseori auzim la Iisus cuvintele, zice, să nu spui la nimeni de vindecarea aceasta. Să, vezi, să nu știe nimeni. Dar găsim mai deseori în Scriptură. Și acum, faptul că el nu ascultă de Iisus, ci spune în stânga și în dreapta, noi am zice, bravo, să știe toată lumea. Dar tocmai lucrul acesta, ce a făcut? A împiedicat lucrarea lui Iisus. Înseamnă când Iisus zice taci, trebuie să taci, când zice să vorbești, trebuie să vorbești. Adică și aici este înțelepciune și aici trebuie tact. Lumea a venit la el într-un număr atât de mare, încât Iisus a fost obligat pentru o vreme să-și înceteze lucrarea. Era imposibil ca lucrurile să le mai controleze. Și s-a retras de acolo. De ce? Pentru că omul acesta n-a rezistat. Deci natural este normal să spui la toată lumea ce a făcut Dumnezeu cu tine, ce binecuvântare ți-a dat, cum te simți, cât de sănătos. Dar pe de altă parte, faptul că n-a ascultat a încetinit lucrarea Domnului Hristos. Acum, ne întoarcem înapoi la întrebarea. De ce Iisus l-a ascultat imediat pe omul acesta? De ce nu a vorbit așa cum a zis tatălui, ca să-i trezească credința? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Sau l-a întrebat pe orb, ce vezi? Și el zice, văd niște oameni ca niște copaci. Adică în multe cazuri Iisus mai ține conversații cu omul. În multe cazuri Iisus încă trezește credință în inima omului. Aici, dintr-o dată, el răspunde fără să mai spună ceva, fără să mai adauge ceva cuvinte. Dintr-o dată, dacă vrei, Doamne, curățește-mă. Și ce zice Iisus? În secunda aceea zice, da, vreau, fii curățit. Îndată lepra este vindecată. Iată ce zice cuvântul inspirat. Că lucrarea pentru curățirea leprosului de această boală grozavă este o ilustrație cu privire la lucrarea de curățire a sufletului de păcat. Adică ce paralelă este asemănată între lepros și noi de astăzi, leproșii de atunci și leproșii de astăzi? Care este simptomul bolii păcatului pentru leproșii de astăzi? Care e simptomul? Schimonosirea imaginii și a caracterului lui Dumnezeu în viața noastră. Adică nu se mai vede imaginea lui Dumnezeu și asta face păcatul. Faptul că Iisus îl vindecă, aceasta este o ilustrație despre ceea ce se întâmplă astăzi. Omul care a venit la Iisus era plin de lepră, așa cum și noi astăzi. Din cap și până în picioare doar lepră, adică păcatul ne înfășoară. Otava ei este mortală, îi imbibase tot corpul. Ucenicii căutase să-l ferească pe Domnul ca nu cumva să se atingă de el, fiindcă oricine se atinge de lepros, ce se credea în trecut? Este necurat. Citind informații despre lepră, enciclopedia spune că lepra aceasta, de lepra aceasta s-ar îmbolnăvi doar 95% nu se îmbolnăvesc dacă te atingi de cineva lepros. Doar un mic procent, care imunitatea este mai slabă. Adică ca să te infectezi de un om lepros este o șansă prea mică ca să te infectezi. Iar boala aceasta poate să
dea rod sau să se incubeze virusul acesta și să înceapă, să-și înceapă lucru, poate abia peste 5 ani. Din cauza aceasta le vine foarte greu medicilor ca să depisteze din timp și să trateze boala. Vă dați seama, 5 ani stă virusul acesta, bacteria aceasta și mocnește până într-o bună zi când o explodă. Din cauza aceasta, lepra de atunci reflectă cu exactitate lucrarea păcatului de astăzi și de atunci. Poate să stea să mocnească în suflet mulți ani. Vă aduceți aminte câți ani a mocnit ura și răzbunarea în sufletul lui Absalom, pe fratele său care ne cinstise pe sora? Câți ani? 2 ani. Tot a mocnit, n-a zis nimic, râdea, totul e bine. Și la un moment dat, peste 2 ani, îl omoară. Dar 2 ani n-a fost destul. Vedeți că lepra aceasta păcatului nu se evidențiază. Dacă virusul COVID, câte zile ziceau ei? 14 zile, da? Trebuiau să stea oamenii în carantină care veneau în țară 14 zile. Deci dacă stă 14 și nu dă simptome, înseamnă că nu este infectat. Acum, vă dați seama, să stai tu 2 ani sau să stai chiar 5 ani, că până la 5 ani poate virusul acesta să se dezvolte și peste 5 ani să dă simptome. Să te țină 5 ani închis ca să vadă dacă te-ai vindecat sau nu. 5 ani poți să stai cu o nemulțumire, cu un păcat, tot să-l... Așa, să pândești, tot să stai și la un moment, peste 5 ani, la un moment dat, să explodezi. Vă dați seama ce groaznică este boala aceasta a păcatului? Se credea că dacă Iisus se atinge, el însuși va deveni necurat. Dar așezându-și mâna asupra leprosului, Iisus n-a fost infectat. Atingerea lui a dat putere de viață. Lepra a fost curățită. Tot așa stau lucrurile, zice cuvântul inspirat, și cu lepra păcatului. Adânc înrădăcinată, ucigătoare și cu neputință de a fi curățită de puterea omenească. Isaia 1:5-6. Tot capul este bolnav, zice cuvântul lui Dumnezeu. Toată inima suferă de moarte. Din tălpi și până în creștet nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vânătăi și carnevie. Care sunt efectele leprii păcatului? Nimic bun, cum zice Apostolul Pavel, nimic bun nu locuiește în mine. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Își dă seama omul că este bolnav de această boală groaznică? Cine mă va izbăvi? Vreau să fac binele, răul iese în față. Nu pot scăpa. Am încercat de multe ori, prin puterea mea, să scap. Am adoptat tot felul de tehnici. Știți că sunt antrenori acum de business, care n-au făcut niciodată business, dar învață pe oamenii cum să facă bani. Ei sunt săraci, vai de capul lor, dar învață pe alții cum să se îmbogățească. Da? Sunt oameni care sunt bolnavi și învață pe alții cum să fie sănătoși. Sunt oameni care nu sunt cumpătați și învață pe alții cum să-și revină în formă și să aibă un corp așa de invidiat. Cam asta este starea noastră. Am devenit instructori cum să ne ferim de păcat și trăim în același timp în păcat. Îi învățăm pe oameni cum să nu calce legea lui Dumnezeu și în același timp ce facem noi? O călcăm și zice, ai las că ne-a iertat Domnul. Cum zice Apostolul Pavel în Romani, tu care ești iudeu și ți-e scârbă de idoli și de altare, ce faci? Jefuiești templele idolilor. Adică nu mai suntem acei medici, acei doctori care putem să aducem vindecare. Și nu mai avem nicio capacitate. Pentru că din cap și până în picioare suntem doar răni și vânătăi. Dar tocmai Iisus vine în corp omenesc, asemenea mie și asemenea ție. Și oricine cade la picioarele Lui spunând cu credință, Doamne, dacă Tu vrei, Tu mă poți vindeca de boala pe care o am de ani de zile și mă lupt cu anumite defecte de caracter de care nu pot scăpa, numai Tu mă poți vindeca. Dacă vrei, scapă-mă. Vreau să mă întreb, fraților, noi ne rugăm în fiecare zi ca să fim vindecați de anumite lepre ale caracterului și ale sufletului de care ne dăm seama? Recunoaștem noi că avem probleme lăuntrice care nu le știe nimeni și nu le dăm pe față, le mascăm noi frumos? Recunoaștem noi că avem problema aceasta și lepra este incubată în noi până într-o bună zi ce ne va desfigura însăși exteriorul? Și zilnic zicem, Doamne,
scapă-mă de boala aceasta dacă vrei, dacă nu mor. De ce pilda aceasta? De ce exemplul acesta apare dintr-o dată în fața Domnului Iisus de la coborârea de pe munte? Sunt frumoase învățăturile Lui, sunt interesante, dorim cerul și vrem împărăția Lui Dumnezeu și abia am ajuns acolo ca să moștenim lucrurile pe care El ni le-a spus. Dar odată ce coborâm de pe munte, ne dăm seama ce-i cu noi. Nenorocire. Cine mă va izbăvi de trupul acesta de moarte? Cel mai frumos răspuns pe care Iisus l-a dat acestui om: da, vreau, fi curățit. Nu știu dacă dumneavoastră aveți așa prieteni, poți să-l scoli și la miezul nopții și zici: băi, dă-mi 3.000 de lei. Și el zice: stai că acușă, da. Da? Aveți așa un prieten? Sau, nu știu, ce lucru greu cereți, dar la 3-4 de noapte și îl suni și zici: băi, dă-mi trebuie o sapă, un hârleț, o furcă, cu uite ea. Și zici: stai că acușă, mă scol și vin. Știți ce se întâmplă deseori? Când ceri de la cineva ceva, mai ales dacă e la telefon, îi spui ce ai nevoie și îți faci o lungă pauză. Și zice: alo, da, da, aud. Și faci omul. Se gândește. Stai că acuși, a să-ți dă sau nu a să-ți dă, a să te ajute sau nu a să te ajute. Răspunsul vine imediat: Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Fără pauză, fără nimic, ce zice Iisus? Da, vreau, fii curățit. Și imediat răspunsul este venit. Ce fel de rugăciune este aceasta? Ce fel de nevoie este aceasta la care Dumnezeu răspunde dintr-o dată, fără să mai aștepți ceva? Interesant spune cuvântul inspirat. În unele cazuri de vindecare, Iisus n-a dat îndată binecuvântarea cerută. În unele cazuri, nu îndată. Dar în cazuri de lepră, când i s-a cerut ajutorul, cererea era ascultată de îndată, zice Evanghelia. Și dacă veți privi asupra Evangheliei Marcu, cuvântul care este cel mai des întâlnit în Evanghelia după Marcu, și puteți să-l subliniați, este de zeci de ori: îndată. Îndată Iisus a vindecat, îndată Iisus s-a dus, îndată Iisus a răspuns. Ce înseamnă cuvântul acesta? Îndată. Dintr-o dată. Nici, cum spunea îngerul Gabriel, nici n-a ajuns cuvintele pe buzele tale și Dumnezeu m-a trimis repede să te lămuresc, să te explic, să te luminezi. M-a trimis îndată. Cuvântul inspirat zice: atunci când ne rugăm pentru binecuvântări pământești, răspunsul la rugăciune poate să întârzie sau se poate ca Dumnezeu să ne dea altceva decât ceea ce cerem. Dar nu așa se întâmplă când cerem să fim scăpați de păcat. Am prins fraza aceasta? Da? Chiar dacă am uitat tot ce, sau vom uita tot ce s-a zis până aici, ni se dă crezare că suntem oameni, dar nu trebuie să uităm asta. Dacă am dormit până aici, acum trebuie să ne trezim și să înțelegem această frază. Și anume, dacă Dumnezeu cumva întârzie sau nu ne răspunde la unele binecuvântări pământești, atunci nu tot așa se întâmplă când cerem ce? Doamne, izbăvește-mă de păcatul meu. Atunci, care este răspunsul? Îndată este dat răspunsul. Dorința Lui este tocmai să ne curățească de păcat, să facă din noi copii al Lui și să ne dea putere pentru a trăi o viață sfântă în Iisus Hristos. Iată care este cea mai mare dorință a Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Nu să ne dea pâine de toate zile, nu să ne dea haine, măcar că și acestea ni le dă. Toate acestea vi se vor da, cum zice El, pe deasupra. Altceva este cel mai important, și anume: Doamne, izbăvește-ne. S-a dat pe Sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului Tatăl nostru. Galateni 1:4. Deci Iisus a venit în această lume și moartea Lui este siguranță pentru răspunsul la rugăciune care? Fii curățit. Da, voiesc. Fii curățit. Dacă noi ne mărturisim păcatele, ce zice Epistola lui Ioan, capitolul 1, textul 9? Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Observați, aici nu există dacă, doar simplu. Dacă nouă ne pare rău, dacă ne mărturisim
și cerem de la El, nu mai există un alt impediment care să stea împotriva răspunsului la rugăciune. Da, voiesc, fii curățit. Îmi pare răspunsul acesta pe care Iisus l-a dat cel mai frumos răspuns pe care l-a primit vreodată vreun om de la Dumnezeu. Și care este o ilustrație pentru noi astăzi. Ori de câte ori te rogi pentru anumite lucruri, voia lui Dumnezeu poate să fie nu niciodată. Vă aduceți aminte rugăciunea lui Moise? Ce răspuns i-a dat Domnul când el se ruga, Doamne, lasă-mă să intru în țara aceea. Ce a zis Domnul? Destul! Nu mai vorbi despre asta. Destul, taci! Nu mai cere așa ceva. Când Pavel se roagă, Doamne, vindecă-mă de această boală, țepușul acesta care stă în carne, și Domnul zice ce? Harul meu ți este de ajuns. Și Dumnezeu nu-l vindecă. Dar în cazul în care noi ne mărturisim păcatele și cerem ca El să ne curățească și să ne izbăvească de păcat, răspunsul este deodată. Fraților, haideți să ne prindem de acest cuvânt al lui Dumnezeu. De cuvântul lui Iisus care zice, da, vreau fi curățit. Aceasta este bucuria lui Dumnezeu să ne curățească. Aceasta este misiunea Domnului Hristos și pentru aceasta a venit în lume, că El are capacitatea să ne curățească și să ne izbăvească de orice păcat. Numai dacă dorim noi o viață curată, dacă dorim o viață sfântă, dacă dorim cu adevărat curățirea, așa cum leprosul își dorea viața de sănătate, când el recunoaște că forma și figura lui este schimonosită de lepră și este deja o urâciune pentru cei din jur, când vom ajunge și noi să recunoaștem că păcatele noastre ne fac pe noi să fim nesuportabil și sunt unii oameni care nu ne suferă pe noi. Și eu știu de ce unii nu mă suferă. Dumneavoastră, știți de ce unii nu vă suferă? Din cauza neajunsurilor, din cauza păcatelor noastre, din cauza greșelilor noastre, din cauza leprii acestea suntem de nesuferit. Și tocmai când ne dăm seama, zicem, Doamne, dacă vrei, curățește-mă. Răspunsul va fi, da, vreau. Fii curățit. Aș vrea să ne prindem de această făgăduință a lui Dumnezeu și să nu avem niciodată îndoială că răspuns la rugăciune ne va fi dat aici și acum. Vă invit ca în seara aceasta să punem la sufletul nostru acest cuvânt. Că atunci când cerem ca să fim scăpați de păcat, răspunsul ne este dat imediat. Domnul să ne binecuvânteze și să ne ajute. Amin. Vă invit să ne rugăm. Doamne, Tată bun din ceruri, ne închinăm înaintea măreției Tale și Te recunoaștem pe Tine ca Dumnezeu bun și iubitor, care a îngăduit ca Fiul Tău, Iisus Hristos, să vină în această lume ca să moară, să sufere și să capete întâietatea și să capete puterea ca să ne ierte pe noi de orice nelegiuire. Doamne, mulțumim pentru că Tu ne dai această făgăduință a vindecării de păcat și a răspunsului imediat la rugăciunea când păcătoșii strigă după vindecare și după ajutor. Când este scârbă de viața noastră și când ne este greu pe suflet pentru păcatele noastre și când cerim ajutor ca să fim eliberați, Tu ne dai ajutorul de îndată. Doamne, ajută-ne ca să înțelegem cum are loc această vindecare și această iertare care vine de la Tine. Binecuvântează pe fiecare frate, soră, binecuvântează biserica noastră, pe toți cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc. Doamne, ajută-ne să ne recunoaștem păcătoșenia, că suntem și noi ca și leprosul acela care nu mai are nicio șansă, nu mai are nicio speranță. Doamne, vindecă-ne de păcat, dă-ne putere să trăim o viață nouă și dă-ne credință ca să credem că răspunsul vine acum și aici. Prin Iisus Hristos ne închinăm Ție și Ți mulțumim. Amin. Amin. Vă invit ca să închidem ceasul de rugăciune, de predică, cu cântarea 184. La a Ta chemare vin.
versetul 13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Textul zice, în El avem, în prezent și la trecut, iertarea păcatelor. Vă invit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru făgăduințele iertării și făgăduința vindecării pe care El ne-a dat. În rugăciuni tainice să-i mulțumim. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi cu toții, de acum și până în veșnicii. Amin. Amin. Suntem mulțumitori, recunoscători lui Dumnezeu pentru clipile minunate ale sabatului, pentru întâlnirea la oaltă unii cu alții, dar și în prezența Cuvântului Dumnezeu. În fața noastră stă o sărbătoare deosebită, o sărbătoare specială care mai rar se întâmplă, serviciul botezului. Mâine, începând cu ora 10, vom avea nemijlocit această sărbătoare frumoasă a bucuriei, a recunoștinței că Dumnezeu încă astăzi cheamă oameni, tineri, copii, cheamă ca să-L urmeze pe El. Și așa cum zice Psalmii 50, cei care au încheiat legământ cu mine, strângeți-mi pe credincioșii mei care au încheiat legământ. Astăzi este timpul încheierii legământului. Așa că vă invităm mâine dimineață, începând cu orele 10, invităm și pe cei care ne urmăresc online, mâine începând cu ora 10, să fim împreună la acest program al botezului. Iar dacă cineva are posibilitatea să fie aici în carne și oase, o mai mare bucurie și o mai mare binecuvântare este. Așa că vă dorim o noapte bună, seară binecuvântată tuturor celor care sunt prezenți și care au fost cu noi. Domnul să fie cu noi în noaptea aceasta. Amin. Amin.